Dragi Făgăreșeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. La început de an am un invitat de marcă. Este vorba de domnul Thomas Bros, președintele Asociației Salvatorilor Montani din România, filiala Victoria. Bine ați venit în emisiunea noastră, domnule Bros. Bine v-am găsit. Bună seara. Iată că sunteți într-o permanentă activitate. La începutul acestui an Veniți să ne spuneți despre un nou proiect al dumneavoastră. Care este acesta? Da, este vorba de o asociație de turism cu renume în toată țara și, și în Europa, și cu multe tradiții și în țara Făgărașului. Am venit aici să, pentru a informa și atenționa sau cetățenii orașului și din satele din prejuri. Cetățeni, care sunt recunoscuți în, în nu numai în zonă și în țară ca practicanți a diferitor sporturi și a multor sporturi și chiar, chiar sporturi de, de, de calitate și sau sau da. de calitate mă refer la handbal, la fotbal, la da, astea de sală de și da. chiar și atletism mai înainte da, da și atletism acum, da. și judo, karate da. Și chiar și schi, făgărașul în cadrul Cupei Carpaților Meridional, în anii 80, venea cu 4-5 echipe la concursul acesta. Și în domeniul despre care vreau să vă vorbesc, de drumeție și turism montan, tot așa au o tradiție foarte, foarte bogată, să zic. Ca să revin la asociația asta, e în. În, încep cu un mic istoric. Da. În 1880, în Sibiu, s-a înființat o asociație, în germană zicea Zimbürger Karpatenverein”. în traducere este Asociația Carpatină-Ardeleană a Turiștilor din România, din România, și la scurt timp, după un an de zile, și Făgărașul, în, în colaborare cu Cincu au înființat o filială acestei asociații. În, în toată țara s-au înființat filiale, dar Făgărașul a fost printre primele care au, au, la început au fost 36 de membri din Făgăraș și 9 din 5. Din 5, nu din 5, din 5, da. Și primul, primul președinte ales a fost un preot, preotul Friedrich Abraham probabil preot evanghelic, și asociația s-a pus foarte tare pe treabă, au construit foarte multe cabane. Prima cabană, deci am uitat să vă spun, scopul acestei asociații era de, de construirea cabane, de cabane, de trasee turistice, era o asociație non-profit, non-guvernamentală, apolitică, doar pentru promovarea turismului montan și a drumețiilor montane, unde sunt incluse și tot felul de activități, concursuri deschise, de orientare de, și chiar și de pregătire a, a membrilor asociației în diferite domenii. Și tu izvor de sănătate în păi același asta. Timp. Asta nu trebuie Iba. să mai spun, asta tot, tot românul trebuie să știe că dumnețile, în general cele montane, sunt extraordinar de indicate pentru orice vârstă și orice, chiar și orice perioadă. Deci, nu, și iarna și vara se pot face. Revenind la la, 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 făgăraș, la, la subiect, în, în zona vârfului Trăznita au construit o cabană de lemn, nu foarte mare, că nu era nevoie, nu era fluxul de turiști de acum. Uh, au denumit-o pe piciorul uh, trăznitei la liziera Pădurei Cabana Brează în 1905. Nu, 1885, da. Da. Așa, 85. La scurt timp au mai construit încă o cabană uh, în șaua trăznită, pe partea sudică, spre, spre valea lui Mogoș, uh, pe care au denumit-o Abraham. Acolo uh, trebuie să se știe că era și aproape granița pe, pe muche către Cheia yes. era granița dintre Ardeal și țara românească. Și au mai construit o cabană la ieșirea din pădure, pe Valea Viștea Mare, tot Făgărașul, și un adăpost de piatră în Valea Podragul, lângă lacul Podragul. Zona care a fost arondată făgărășenilor, deci Făgărașul era Făgăraș și Gincu a fost foarte mare, din, de la Valea Pojorta până la Valea Arpășel, toată zona asta. Mai târziu, o parte din zonă a fost preluată de Sibiu, nu puteau să, să acopere ei toată și de Sighișoara. E, în, e. în, în 30 da, deci cam asta au construit până la până al doilea război mondial. Până la primul război, război mondial. mondial. Din păcate, Până în 1916, deja aproape toate aceste cabane au ars sau au fost devastate. Mă refer la Breaza, la Abraham. Din ce motiv? Din motive. Erau cunoscuți și atunci erau probabil localnici, ciobanii sau, da, eu probabil, știu da, eu, nu, nu avem, să zic așa, date concrete, date concrete da. dar Abraham, asta de sub Cața, a fost distrusă, de, vandalizată, iar celelalte două pur și simplu au fost incendiate. Cea din Valea Viștei s-a păstrat foarte mult până s-a degradată, nu s-a mai construit nimic la ea și a fost părăsită. Erau Iar din lemn, majoritatea. Toate erau era din, din lemn, ea. în afară de, de asta din Podragu, care era din piatră, că lemnul era foarte departe. Asta din, din Podragu a rezistat mai mult, dar tot așa fiind părăsită, s-au mai construit și alte adăposturi de către vânători, de către de alte cabane, până, până în anii 50 nu s-au construit de acolo. Uh, le, legat da, de... Lega, de da, am ajuns după, deci a, asta au fost până la până în 1916. Uh, 1916 așa, da. Da. Ce vreau să mai amintesc, în 1905 s-au afiliat la, la țara Făgărașului, să zic așa, și uh, de Agnita. Deci au venit și Agnita cu participare, erau acum trei, trei locații, trei localități care au ajutat și ei foarte mult. După al doilea război, prin 26-1926, cam așa, după primul război, am, am zis, s-au -au făcut demersuri pentru concesionarea sau închirierea unui teren pe muchea Colții Brezei, în, în, Poiana Curmăturii, pentru a construi acolo o cabană mai mare, să zic așa, da. o cabană turistică, care să aibă Trebuie menționat că toate cabanele care s-au construit până în, până în 1930, să zic așa, nu erau locuite permanente, Erau numai păzite, unele și unele nu erau nici păzite, de -aia au și fost incendiate și nu erau, pe, nu era personal, nu avea cine. Și atunci s-au pus bazele construcției cabanei Urlea. În 1926 s-au -au apucat de treabă, au primit tot terenul, concesionier. Și în 1927 s-a făcut inaugurarea. Este vorba de... Noi știm locația ca anexă, deci nu, nu cabana da. de sus, chiar aia de sub, mai așa de, de jos, aia a fost prima construită. Dar în scurt timp cabana a devenit foarte importantă pentru toți turiștii care... Plecau sau veneau din creastă în, în capătul estic al Făgărașului. Și cu, cu această ocazie s-au construit, s-au amenajat și marcat foarte multe poteci de acces la această cabană, care sunt și astăzi trei poteci, și mai ales de ieșire în creastă și în toată zona. Și erau deja marcate e, pentru cabanele astea care au ars deci pe, pe Trăznita, pe Cațaveiu, ce, ce, mai e de, de, de remarcat? Deci în, în 35 s -a, s -a, nu, 33 în 33 s-a făcut aducțiunea de apă care a ținut zeci de ani de la părou curmăturei cu până în, la cabană de curgea apă permanentă dacă era îngrijită și iarna dacă nu, mai îngheța câteodată iar în 37 în 35 s-au construit și deci în 33 aduc în 35 s-a construit cabana așa cum o, știm, cum o știam până la, da. la, distrugere. Că iată istoria se repetă și și aceasta a fost vandalizată. Da. Plus că pe vremea cabanierului Pralea, el a mai adăugat o, o latură spre cabană, spre vest, o, sală, o, mică sală de mese și încă o cameră la etaj. Deci atâta s-au mai mărit. Așa a rămas până când a fost părăsită. Ce e foarte important și de remarcat, încă de pe atunci se punea problema siguranței în munți. Turiștii erau ei formați, hărți nu prea existau și s-a simțit nevoia înființării unei echipe de salvare montană. Deci, asta în 1937 făgăreșii au constituit și organizat în cadrul asociației, o echipă de salvare montană care a fost pregătită atât medical, atât cât și tehnic pentru a putea interveni în caz de, de accident în zona montană. Toate aceste activități... Erau, erau voluntari Sau toată lumea, toți, voluntari, to, toți da. erau voluntari, deci asta trebuie știu, toți erau voluntari, absolut toți. Ce nu erau voluntari erau călăuzele care erau pregătite în fiecare sat din, din, de la baza masivului existau călăuze voluntare înscrise, dar care au primit o pregătire în, în, în sensul ăsta și care, care erau plătite când aveau grupuri și așa. Aceste călăuze de obicei asigurau și transportul de la gară, de la Făgăraș sau de la Voila sau așa, până la baza, în satele la baza masivului. Și existau tarifuri fixe, cât costa pentru o căruță, cât, exact, uh, da, era foarte bine pus la punct, tot uh, și călăuza cât costa pe zi și calul, de multe ori închiriau urmă un cal, să le care sau un măgar, să care bagajele. bagajele și așa mai departe. No, uh, referitor la, la echipa asta de salvare, uh, a avut câteva acțiuni, chiar și o... o o avalanșă în Balea Sâmbetei, unde, din păcate, n-au găsit decedată de în primăvara, dar au căutat câteva, mai mult de o săptămână, vreo 10 zile. Da. E, din păcate, au venit și al doilea război mondial, după care, după cum știți, într-o, da, într-o, parcă în 6 martie, așa ceva, în 1945. E, au fost naționalizate toate uh, cabanele și terenurile aferente sau proprietate sau închiriate cum le aveau ale scafaului. Și uh, cu această ocazie și s-a și dizolvat asociația, deci uh, n-a mai existat foarte multe cabane construite care între timp în timpul comunismului multe din ele au ars, multe au fost părăsite și necumia aia din Viștea Mare n-a mai fost folosită nici măcar de către ciobani o perioadă ciobanii au mai stat în ea, pe urmă era prea jos și au făcut bordei mai sus în vale că să nu vină fiecare seară până da. Și uh, s-a pierdut. Cabana Suru a ars, Bâlea la fel. M a la făcut fel... un lucru frumos acolo în locul Da, Da, da. Frumos pentru, depinde acum, pentru turiștii cu eu e, e o lovitură puternică. Dacă dacă e mult facem lux acolo, o paranteză, și scump, lux și, -i? și -i scump și, și nu-i primește. Deci da. când, când a construit Klingeis Cabana a promis că că da. va face o anexă pentru turiștii cu ranița și la prețurile la, la care da. se pot apropia și turiștii. Ăștia. Nu, nu a făcut, da, da, un an de zile a funcționat în pod, așa o cameră cu priciuri, dar nu i-a mai lăsat că a zis că intră cu noroi, că intră cu bocanci. În sfârșit, asta e o paranteză. Da, da, da. Dacă tot am amintit de Bâlea și mai departe, în, în după, da, să o iau, -o iau da, așa progresiv, da. în 96, 1996, s-a reactivat, s-a reînființat această asociație. Puțini membri mai, mai erau în zonă, dar în scurt timp s-au putut aduna într-o asociație solidă și cu... cu cu planuri mari. Statutul a rămas același, la fel și scopul asociației, ca și cel al de promovarea turismului și construirea și îngrijirea și refacerea de potești, cabane și așa mai departe. Dar dacă înainte de primul război existau și sponsori și existau voluntari așa, într-adevăr, voluntare. astăzi sunt mai greu de găsit și mai greu să obțin fonduri, dar în, în ultimii trei ani, să zic așa, am reușit să, să ne punem pe picioare și să, să avem condiții și îndeplinim condiții să accesăm fonduri europene. Deci avem speranțe mari să iasă ia să, okay. ceva din, din în urma acestei asociații. Da. Ca exemplu, vă pot da uh, o colaborare, dacă-mi permiteți. Da, da, sigur că da. Deci, uh, nu știu dacă se poate vedea așa ceva, se poate vedea. Da, sigur că da. Unde se? Unde se Acolo arătă? e camera? Da. da. Dacă vedeți, asta este o Un hartă. Pic mai, mai sus, Așa, da? Asta este o hartă cu trasee europene de lungă distanță. Dacă vedeți, aici e România ocolesc România toate traseele astea. Și din Bulgaria și din Turcia pleacă. România și Ucraina nu are nimic. Deci este, este, nu este conectată zona conectat albă. -al... Nu este conectată la. Da. Sunt uh, în jur de un, uh, 12 trasee europene de peste de, de mii de kilometri foarte lungi, cu marcaș clar, cu... Noi am reușit să, să uh, 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 inițiem un proiect în colaborare cu, cu uh, elvețienii, cu asociația lor de turism, îi zice Schweizer-Wanderwege, care au zis că noi avem puteri făcute, avem, avem și bani, dacă vreți, vă ajutăm noi, că n-au zis ei chiar așa că nu putem, nu avem unde investi la noi, da. dar au fost de acord și au, au, au obținut sau ne-au acordat o investiție substanțială. Ca să ne conectăm la aceste. Deci, ăsta e proiectul de, da. de conectare la, la. O să și citesc așa corect. Da. Conectarea României la rețeaua de potești turistice europene de lungă distanță. Ăsta e proiectul în colaborare cu elvețienii. Ce se va face practic? Acum, pentru, acum da. vă spun imediat. Da. Deci, ce e foarte important, că este un proiect cofinanțat printr-un grant din partea Elveției, deci elvețienii sunt principali, prin intermediul, intermediul contribuției Elveției, pentru Uniunea Europeană extinsă. Pot da. să spun și valoarea, da, deci, da, valoarea da, care ne-au finanțării ne este de 241.000 de franci elvețieni. Da, o sumă, sumă substanțială. Da, da. Proiectul se va, va derula până în da. 2018. No, ce înseamnă asta? Asta înseamnă remarcarea, deci asta este inițiativa noastră. Există Transalpina, mă refer la, la Podecin, nu la șosea, Transcarpatica, trans un traseu turistic care va străbate Carpații din Europa, toți Carpații. Carpații încep foarte puțin, pe, pe, să zic așa, vreo, nu știu câți kilometri, câțiva kilometri în Serbia, dincolo de Dunăre, dincolo de Cazane, continuă în toată România, pe toată, tot lanțul carpatic, ies uh, la, uh, în nord, la ucrainieni, străbat uh, lanțul carpaților din Ucraina și se duc până în Tatra. În Tatra se duc, în, în, în prima dată în Slovacia, pe urmă în Polonia și vin și până în Cehia. și Ultimul, să zic așa vârf, care mai aparține de carpați, este uh, chiar în Austria, uh -huh. să face așa o buclă, unde, unde se termină geografic carpați. Asta, asta ar fi marcajul care, uh, traseul care uh, dorim să-l marcăm cu, această, cu, această, cu acest proiect. Deci el a fost studiat 100 și ceva de kilometri s-au marcat deja în zona, în zona pe lângă Dunăre venind pe, pe, pe la Cheile Nerei și uh, un echipaj sau o echipă de, de trei, trei voluntari care au fost susținut doar, cum să zic, ni s-au plătit da. alimentele și da, echipamentul, necesar, au făcut da. acest traseu de care v-am spus în, în trei luni de zile. Trei luni de zile au mărșăluit, bine, aveau câte o, lună, câte o zi pauză pe zi, dar trei luni de zile au dormit, o singură noapte au dormit într-un pat, într-un într motel, da. în restul numai în cort, și în pădure, în gări, și într-o gara au dormit. Acest traseu în România, dacă da. pot să-l arăt, este, este aici. Aici. Intră aici la cazane. Și va ieși aici. Deci este vorba de Europeanul 8, E8. Da, da. Tot în cadrul acestui proiect am, am și terminăm anul ăsta e 3 care care pleacă tot de la, de la Dunăre și iese prin, prin Apuseni, iese spre Ungaria. Ungaria da. este foarte încântată să aibă, să se uh, conecteze la acest traseu și să-l continue mai departe. Deci astea sunt astea pe care Deci asta, 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 e proiectul ăsta cel mai important care e în derulare acum. În zona noastră, Munții Făgărașului, acum, ce se va marca? Acum da. vin în, în, zona Făgărașului, deci tot lanțul Făgăraș intră, intră în, acest, în acest traseu. Deci începând de la Est până, până la, la Olt, face parte din acest traseu European 8. Și în zona concret a Făgărașului și în zona, să zic așa, aferentă țării Făgărașului, o să facem o cabană în curmătura Brătilei, o să fie multe cabane da. în zonă, deocamdată sunt propuse, locații studiate și măsurate în funcție de, de posibilități și de finanțare și de astea, se vor, vor face cât mai multe. Deci, cea mai apropiată în afara zonei noastre este curmătura Brătilei, o cabană foarte importantă, acolo vine un traseu din iezăr Popușa, un traseu coboară în afara de cel de Creaste, coboară în, în Dejan, în Recea, iar concret, aici în zonă, se va face o cabană, o cabană destul de, de mare vrem să o facem, adică suficient de mare ca să... Să acopere necesarul, adică afluența de turiști care o să vină în următorii ani. Este sigur că o să vină foarte mulți străini după ce ne-am conectat noi la acest, la, acest, la acest program. În sub vârful treznita, mai ales sub șaua Trăznita, în, în, în preajma izvorului Lisa Seacă, Acum acolo sunt două rolote la un cetățean din Făgăraș care are terenul. Concesionat Cine, da. de la primărie, am făcut demersuri în sensul ăsta și o să, o să luăm noi concesiunea. Aia. Trebuie neapărat să avem o concesiune de teren ca să putem accesa fondurile. Fondurile europene, da, da, și pe o perioadă, nu știu, de vreo 50 de ani, Măcar parcă trebuie. 45, da. de 49, an, 49, de nou, an. așa. 49 de ani, da. Și da. acolo va fi, este o zonă splendidă, cu, cu vedere da. asupra întregii a Făgărașului și. Întrunește condiții, toate condițiile. Sunt și lemne aproape, este și apă, belvedere și este mult mai aproape de traseul de creastă, în jur de două ore așa lejer, de traseul principal de creastă. Este și la altitudine de destul de mare, aproape 1900, fără câțiva metri, 1900 de metri. Și e, iarăși în plan e, este construirea unui adăpost, dar un adăpost mai solid din piatră, lângă la chiar lângă la Curle, mm. lângă la unde Scafau, prin, prin 37 o, o cumpărat de la de la primăria Voila un teren acolo cumpărat de data asta. Păi restul sunt toate numai concesionate. Mm. Cumpărat, dar în, în actele contabile notabile, not, pe la notariat, da. pe la... nu există un document. Deci, numai prin în procesele verbale sau rapoartele anuale ale asociației. Da. Dar asta nu e o problemă, vedem cui aparține și poate ne concesionează. Este foarte necesar un adăpost acolo. Ăstea să. Fiindcă tot uh, aminteați de bălea. Da. Aveți în vedere să faceți și acolo o, o cabană pentru cei cu raniță, Da. Cum ați spus? Da, eu uh, mă gândeam că nu, nu am timp să discut mai da. mult despre tot făgărașul, dar uh, cea mai mare cabană pentru, pentru turiștii cu raniță o să o facem la Lacul Capra. Da. La Lacul Capra, uh, care care turiștii care au parcurs făgărașii au uh, au văzut că jos n-au ce căuta, deci cei mai mulți nu coboară mă refer da, la turiștii da. cu ranița nici nu coboară în, în căldarea ca, Bâlea da. merg pe sus pe traseul de creastă marcat cu bandă roșie și campează sau se adăpostesc undeva la la lacul Capra da. la lacul Capra există tot așa condiții foarte bune pentru o cabană solidă Drumul, drumul, șosea e foarte aproape, se poate face un transport, construi un transport pe cablu pentru marfă și alimente și apă este și da. pentru lemne se pot aduce toate cu, cu transportul ăsta și e, e o circulație turistică extraordinară. Și acum acolo, acuma, da, acolo da, și acum, este, este vârful ăsta vânătoare al Buteanu, este toate, e Paltinul, e, e să atâtea, mai ales că vin cu mașina și dacă vin cu mașina, le străba acestea, dar dacă au și unde să stea la o cabană, pentru cei cu raniță, asta e cea mai bună, cea mai bună variantă. variantă, acolo o cabană. Și bineînțeles, o să se facă și cabana Suru, și încolo, dincolo de Negoiu, Negoiu încă e cabană bună, bună da. la Lacu Avric se va mai construi un adăpost și dincolo de, de pe la Chica Petrelor, Fedeleșului, pe linia de creastă spre, spre Olt. Da. No, ca să termin și atunci cu cabanele, da. prima cabană care am propus-o este în șaua curmătura cu foi, înainte de, de unde începe Făgărașul, este o cabană foarte importantă, în zonă nu sunt cabane turistice, Este poate de servit și Craiu, și iezer Popușa și și Făgărașul. În toate, de, de acolo, în toate tra, aceste masive se poate intra dacă, dacă au o bază de plecare. Și da. drumul forestier aproape se poate construi un drum pentru, pentru marfă și sunt și deja, sunt niște drumuri de taf acolo, dar ar fi foarte util acolo. Acum să vedem, în funcție de cum avem fondurile. Da, fondurile. Da, care fondurile sunt foarte și, și, da, importante. Foarte importante. Da. Deci, fac un apel la cetățenii din, din zonă. Dacă sunt interesați să participe la acțiuni de genul ăsta, de drumeții, de, de, de excursii în zona montană și nu numai, se pot înscrie în, în această asociație. De peste un an de zile am reînființat înainte să ziceau secțiuni, acum da. noi preferăm să le zicem filiale. Deci, da. filiala Escafau, țara făgărașului, și deja sunt înscriși peste 60 de membri. Dacă cineva mai dorește să se înscrie și să, să, să participe activ la, la toate activitățile exact. noastre, la. Dacă e permis, pot să spun da, și cum să condiția. Nu, deci, da. deci, condiția e să, 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 vrea, să, să dorească într-adevăr să. Să, să, și să participe efectiv la, la viața, viața asociației. Cotizația anuală este pentru cei cu venituri de 50 de lei, plus 20 de lei, odată plătiți la taxa de scriere, pentru pensionarii 30 de lei, plus 15 lei taxa, taxa de înscriere. pentru studenți și elevi este 20 de lei, Cotizația anuală și uh, 10 lei înscrierea. Cotizația se plătește până în luna martie, uh, în fiecare an. Deci, odată pe an. Uh, da. Și uh, dacă pot să dau și persoanele de. Sigur, contact, da, da. Deci, aici, în, în Făgăraș, care sunt cei mai aproape din zona aici, se pot înscrie la domnul Grămadă Vasile, pot să dau un număr numărul de, de telefon. Da, un da. Număr de telefon. Rar ca să-l audă, să-l poată nota. Da, deci este 0720, 248, 450. Sau la mine, deci în, în Victoria, deci telefonul este e, oriunde, 0726, 686, 692. Da, deci cei da, care doritorii ce, duritorii, da, cele ce, două numere de telefon, sau la domnul Bros, sau la domnul Vasile Grămadă. Da, este în da, Făgăraș, este mai aproape. Mulți făgărășeni știu, este un iubitor al mântului. Asta vreau să spun, da? da? Și ce vreau să mai, mai punctez aici, pe 23 ianuarie, luna aceasta, avem ședința adunării generale, este o ședință de alegeri și cu ocazia asta se pot valida și noi membrii. Dacă până pe 22 am, o, numai lista îmi la început, cine vrea să înscrie, pot să-i validez, deci de anul ăsta sunt deja membrii în -A -A Da. Și mai am mai am uitat ceva, în statutul nostru al skv este un articol unde spune că tot, orice asociație care s-a reînființat, cum e țara Făgărașului, în cazul când se obține ceva înapoi, o cabană, un teren, un bun al asociației, revine direct în patrimoniul asociației respective. Deci, cum ar veni cabana urlea, când se va retroceda da. acolo cabana sau eu știu drepturile, o să revine asociației țara făgărașilor. Sau filialei țara Făgărașului. Da, Eu vă mulțumesc. Da. Iată, ne-a spus o mulțime de lucruri foarte interesante foarte, foarte interesante. Facem și noi încă o dată apel la făgărășenii care vor să se înscrie în această asociație, dătătoare de sănătate, cum am mai spus și înainte, să facă acest lucru. Repetăm, se pot înscrie fie contactându-l pe domnul Thomas Bros, fie pe domnul Vasile Grămadă la noi la, la Făgăraș. Domnule Bros, vă doresc din tot sufletul să aveți succes în uh, această activitate, în aceste demersuri pe care le faceți și uh, iată uh, turismul că totodată va renaște și turismul cu, cu această ocazie sper, să da. să beneficieze din plin de aceste activități. Da. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru prezența în emisiune. Dragi Făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.